Mă numesc Roman Alexandru Rafael, sunt din eparhia Râmnicului. Mă numesc Alexandru Carțiș, vin din eparhia Oradiei, din județul Bihor și mă bucur să fiu aici. Mă numesc Viorica, sunt membru al Asociației Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala Chișinău. Numele meu este Tuțu Ștefan, am venit din Horezul. Mă numesc Pașca Andreea, vin din localitatea Oradea, județul Bihor. La Colegiul Național Ion Creangă din capitală s-au reunit tinerii din Republica Moldova și din județele Prahova, Vâlcea și Bihor pentru a participa la ateliere de discuții privind prezența și importanța tinerilor în biserică. Tinerii din Republica Moldova s-au îndreptat spre unitatea de învățământ, intonând cântece patriotice. Până acum am doar impresii nemaipomenite, sunt pentru prima oară la așa eveniment de așa amploare, n-am mai participat la un așa eveniment. Cred că este cea mai bună idee, din toate ideile Patriarhiei, de a întâlni tinerii creștini ortodoxi din toată lumea la discuții, la ateliere, pentru a face schimb de experiențe, pentru a acumula cunoștințe noi, ca să putem să le implementăm în parohiile noastre. Salut din Republica Moldova, mă numesc Sorina și am venit aici prin intermediul unei organizații a Metropoliei Basarabiei, care se numește Diaconia. Suntem niște tineri foarte activi, care se implică în viața socială și am venit aici să fim mai aproape de biserică, am venit să fim mai aproape de Dumnezeu. Să descoperim frumosul din noi și să-l sădim și în alții. Am venit dintr-o localitate foarte frumoasă și am venit aici să descoper oameni noi, tineri din toată lumea, care au aceleași aspirații și care speră că lumea va fi a lui Hristos. După ce au fost împărțiți pe grupe de lucru, tinerii au pus pe hârtie ideile și proiectele lor prin care își propun să devină parteneri activi ai bisericii și totodată să se dezvolte armonios călăuziți de principii morale solide. Cum ți se pare până acum întâlnirea? Mi se pare fantastic. Au fost ateliere de discuții, am participat la prezentări, la concerte, urmează să participăm la un concert și sunt foarte entuziasmată pentru ce urmează. Cred că întâlnirea de astăzi și dezbaterea de astăzi și tematica aleasă este una foarte bine gândită, tocmai deoarece oferă această posibilitate bisericii și tinerilor deopotrivă. Atelierele au deschis noi oportunități, au legat prietenii noi și au creat legături de suflet între tineri. Sunt din eparhia Oradiei, mă numesc Bronț Maria și de câțiva ani sunt profesoară de religie. Pentru mine este foarte important participarea la acest eveniment, pentru că pe de o parte, am avut onoarea și ocazia să mă întâlnesc cu tinerii ortodoxi și, pe de altă parte, m-am îmbogățit cultural și am avut bucuria de a împărți aceleași valori religioase și a deveni o voce. Tinerii ortodoxi suntem o voce și trebuie să arătăm întregii lumi valoarea noastră culturală, religioasă și morală. Am cunoscut persoane noi cu diferite culturi, am vizitat în locuri noi, am învățat chestii pe care nu le știam și nu le-am dat importanță și am învățat oarecum să fim solidari și să ne ajutăm unii pe alții ca să creăm lucrurile pe care le-au creat aceștia, o adunare cât mai mare din toate părțile, să reușim să ne reunim în numele lui Hristos. Având în vedere că sunt la a treia participare, am fost și la Baia Mare și la Cluj, țin să menționez că este mult mai carismatic acest loc și pur și simplu oamenii sunt mai buni, mai primitori, cu toate că, din nou, fiind și la celelalte două adunări, am găsit mai multă căldură sufletească din partea preoților, din partea oamenilor. Până acum mi-a plăcut, a fost foarte frumos, mi-am făcut noi prieteni, din Basarabia chiar, și o să ținem legătura și sper să ne întâlnim și anul viitor la Iași. Soluțiile oferite de tinerii participanți vor reprezenta un material de lucru pentru dinamizarea activităților de tineret din bisericile din care provin.